În cadrul acțiunilor dedicate Zilei Mondiale a Apei în municipiul Giurgiu s-au desfășurat o serie de acțiuni tematice prin care s-a celebrat această zi. Ziua Mondială a Apei a fost instituită în anul 1993 de Organizația Națiunilor Unite. Anul acesta, la Palatul Copiilor din Giurgiu, a avut loc un concurs cu tema Apa, energia vieții. Elevii Cercului de Chimie Experimentală s-au întrecut în această competiție, ce a cuprins probe de cultură generală pe tema apei, după care a urmat proba practică. Verificarea pH-ului apei a fost tema probei de laborator, după care a fost vernisată o expoziție de postere pe aceeași temă. Vă rog, cei din echipaje, să fiți foarte atenți. Dați răspunsul pe hârtiuța cu întrebarea 1, da? V-ați edificat asupra acestui lucru. Deci, hidrogenul și oxigen, ce reprezintă pentru voi? Este o formulă pe care o știți dinainte de a o învăța la școală. Dar este o formulă magică? Dacă ne luăm după simplitatea ei, se pare că nu. Dar dacă ne gândim la cât de prezentă este în viața noastră, se pare că este o formulă chimică care deține secretul vieții pe pământ. Cu această ocazie, copiii ce frecventează Cercul de Chimie Experimentală spun că sunt pasionați de această materie și chiar dacă vin la Palatul Copiilor să studieze chimia experimentală de puțin timp, și-au dorit să participe la competiție și s-au pregătit temeinic. De ce te-ai înscris la acest concurs? Păi ca să demonstrăm ce am învățat la chimie. Te pasionează chimia? Da. De cât timp frecventezi acest cerc? De aproape un an. Mi-a plăcut chimia încă din primele ore și am vrut să învăț mai multe despre substanțe, lucrurile din viață. Te-ai pregătit intens pentru acest concurs? Da, am căutat pe internet, am făcut afișul care mi-a zis doamna profesoară să-l fac și am mai citit pe net despre apă. Plăcere pentru chimie. Studiez de mult în chimie? Nu, este primul an. Și ce te-a atras la acest domeniu? Faptul că însăși chimie e destul de frumoasă. Experimentele sunt interesante. Ce părere ai despre tema concursului? Mi se pare foarte interesantă, deoarece apa este foarte importantă pentru noi. Jurizarea a fost făcută de specialiștii din cadrul Serviciului de Gospodărire a Apelor Giurgiu, care au avut o misiune grea, toți copiii dând dovadă de un interes maxim și o pregătire pe măsură. Trebuie să ne amintim în viața de zi cu zi că este foarte important să protejăm atât mediul cât și apa, pentru că este esențială în viața noastră, în dezvoltarea noastră și mai ales a copiilor noștri, într-o lume în care poluarea deja este o problemă la nivel mondial. Cred că e foarte important, în primul rând, să ne educăm copiii, să ducă mai departe un mediu sănătos. În probele de concurs au înscris 12 elevi de la școlile 1, 2, 4, 5 și 8 și de la Colegiul Național Ion Maiorescu din Giurgiu. În urma jurizării, echipajele școlilor 5 și 8 au fost declarați ocupanței locului 1. Pe locul 2 s-au clasat cei de la școala 4, urmați pe 3 de cei de la Colegiul Național Ion Maiorescu. Locul 4 i-a revenit echipei de la școala numărul 1 și cei de la numărul 2 s-au clasat pe locul 5. Toți elevii participanți au primit diplomă de participare din partea Serviciului de Gospodărire a Apelor Giurgiu.